Salutare, bă, băieți, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Far Cry. Suntem aici cu Josefinii ăsta, care trebuie să-l followim. Și în continuare te blurați așa ca să miște mai bine jocul. La misiunea cu numărul 15. Și da, cam asta e tot. Păi de ce ne pune asta să facem? Pe Carmina nu știu, dracu, pe unde mai e Carmina. Văd că pe aici nu mai e. Dă-mi follow-ul ăsta. Uitați, dacă vă place seria noastră, apăsați pe butonul de like. Subscribe dacă nu sunteți abonați. Un comentariu cu ce vrea mușcă vostru, dacă vreți să dați. A ajuns la asta sacru, cred că aici are el ceva de... Aici de el. Știți voi. This is the help that you've been seeking. This is God test. Am înțeles, mă mâncă buca de la Camilda. Uite cum îl ține. Păi stai, bă, până am ajuns... Aha, nu, mănânc. Nu, că nu. Go. Kill the beast. Mamă, m-a drogat ăsta. Exact ce v-am zis eu. Da. Exact ce v-am zis eu. Acum, ok, deci s-au complicat lucrurile un pic, pentru că nu era ce mă așteptam eu. Trebuia să-l aduc pe ăsta acasă sau, mă rog, dovada morții lui, ce fisul să ne ajute și acum să vedem. Ce v-am zis eu? Trebuie să mă duc cu ceva acum. Dar Carmina... Find the beast. Bă, fii atent aici că mă bat cu cineva. Confront your beast where it is weakest. Na, mă, na. Chica, find the beast. Aha, în burtă trebuie să-i dau. Uhuu! Marș-mă în pula mea. Bă, ce se întâmplă, mă, frate? Ce asta? Ignite. The bacon. Mamă, fii atent cu vine ăsta! Uhu! Ulele! Bă, ce pula mea, mă! Pleacă-mă de aici! Altul! Ce episod tâmpit! Fugi! Come to get me! Haide! Ridică-te, mă! Ridică-te, mă! Uhu! Încă unul. Pleacă, bă! Aaa, bă, câte d-astea, bă! Câte bestii vin, mă, în cavaș! Haide, mă! Deci vino, dă-o, ok, ridică-te. Ok. Haide, mă, jecosul, ha, că și ăsta vine la fel. Dă-o. Hai, ridică-te. Haide, mă, jecosul. A mai venit unul. Haide, mă, două.
Așa. Hai, ridică-te. Ok. Haide, mă, Jegosule. Haide, mă. Atâta poți, mă? Haide, mă. Haide, mă. Ia uite, mă, al dracu, mă. Altul, mă. Iar e bă întuneric! Altul mă bucat ești bună ta! Pepita! Haide mă, ridică-te! Calmează-te cu narcul, e doar un joc în pula mea. Haide! Haide mă! Haide mă, Jegosule! Ridică-te mă! Ridică-te mă! Ridică-te mă! Dă-te în pula mea! Încă unul mâncați ești pula ta! Încă unul. Vu! Mamă, uite ce pom dau! Mamă! Vu! Vu! Nu mă mai pune iar, că mi s-a topit pielea pe mine. Mamă, ce mă atâmb... Băi, mie îmi place, bă, că mă atacă de-astea. Eu am, cred că, cu atacuri de-astea de panică de-alea în polea. Deci mie nu-mi place când mă atacă ceva așa. Our future depends on adherence to my strictures. We can no longer hope for Joseph to save us. He is not coming back. We must put him out of our minds and... Father. Ethan. Father? The father. Where have you been? Our land is under siege, our people threatened. You disappeared. You left us when we needed you most. Why? To hear God's plan, my son. To hear God's plan. Chi sei la famiglia? My children. Copiii mei. I know that you have suffered. Știu că ați suferit. And I know that you are afraid. Știu că v-a fost frică. I've been gone from you for a very long time. Am fost plecat de lângă voi de foarte mult timp. But you were not abandoned. Dar nu sunteți abandonați. God spoke to me. Dumnezeu mi-a vorbit. He showed me a path out of this darkness. Mi-a arătat o cale să ieșim din întuneric. Nu o să ne mai ascundem în spatele acestor ziduri. O să mai sperăm că o să ne lasă ăștia în pace. E timpul să ne batem acum. Dumnezeu ne-a trimis sabia lui aici. Sunt pur, mi-a testat sufletul, m-am bătut cu ea, știți bine? Is our shepherd, Father. And together, we will battle against the hordes outside our gates. And together, we will march towards the future that God has promised us. No! You abandoned me. You abandoned us.
without a word, without instructions, leaving me to lead as best I could. And now, now, you return, as if descended from the clouds and presumed to lead? Yes. I am the... Locked and loaded, partner. Don't, my child. I have something for you. Already my chosen fight the highwaymen throughout the long nights. Now I will ask them to find the strength to fight in the day as well. Your friend should make good use of the distraction and act quickly. My family cannot. As for you, remember God's gift. What you have experienced so far is just a taste of God's power. Do not waste it. I will also give leave for my judge to follow you. They speak only one language, that of violence. In this, they will serve you well. Before you can be our shepherd, you must be our sword. Go and make the land safe for all who wish to live in peace. Ah, mă, iar mă trimiți, unde mă mai trimiți? Am revenit la căsuța noastră, mă. Să vedem ce facem aceea. Pentru a doua misiune. Glad you're back, Captain. You got Joseph Seed on our side. I hope it didn't come at too high a price. There's something different about you. You've changed. But now the New Eden's attacking the Highwaymen. The twins are fighting a war on two fronts. We need to take advantage of this. We've done good work in Prosperity, but it's still not enough. We need to invest more ethanol into our facilities. That's the way to get Prosperity back up and running again. Once this place is at its peak, we'll be in a good spot to really take the fight to Mickey and Lou. While you're out doing that, I'm gonna do some recon, see if we can't get a foothold deeper in their territory. I'll meet you back here once you're done. Oh, you're the captain from the train, huh? Hey, facilities. Come over here! Nu știu ce să upgradez, mă, cavaș, deci garajul am făcut. Training camp, parcă am făcut, da. Hai să facem ce aici, Prosperity. Mamă, n-ai facility, oi de capul meu. Infirmăria nu merge. E că l-upgradez pe ăsta. Yes, sir. We're ready to fly. Okay, so here's how we do this. You the extraction point. Hai, judge-ule, hai. Don't forget to gear up. Good luck. Oh,
try and stop you. Grosse Patate was gonna make it this time. Good job, Chiri. I'm gonna give you a nice wash and a lube when we get home. Ce vreau la prosperitate, dar tot am făcut rost de etanol. Place mai mult aia, bă. Să-mi fac eu o mașinuță. Hai, da. Mergem să eliberăm outpostul ăsta ca să iau niște etanol, să mai dau upgrade. Pe că le eliberăm pe asta și cam ăsta e episodul, boys, pentru că ne trebuie mult etanol să upgradăm tot ăsta. Stop!
Yes! Look at this, dude! Eu cu sniper în braț. Raffinery. Am luat și etanolul, dăm upgrade-ul și cam asta e, boys. Hai să vedem, dăm aici. Bă, 5 din 12, episodul următor, boys, o să facem restul upgrade-urilor și să sperăm că terminăm upgrade prosperity. Eu am fost fratele Conacu, dacă v-am făcut episodul, apăsați pe butonul de like, dacă vreți să-ți abonați, hit the fucking subscribe, ne auzim data viitoare.